O serie de numere de înmatriculare au fost interzise în țara noastră, deși mulți dintre șoferii români le solicită pentru autoturismele lor. Mulți dintre șoferii români care își cumpără mașină visează deja dinainte de achiziție ce număr va solicita pentru înmatricularea ei. Cu toții trebuie să știe că o serie de numere de înmatriculare sunt interzise în țara noastră. Astfel, regulamentul rutier nu mai permite o serie de tipuri de combinații pentru plăcuțele de înmatriculare. Nu este vorba doar despre acele combinații la care poate se gândesc mulți, din care reies chestii obscene, pentru că sunt peste 1500 de combinații interzise, conform direcției regim permise de conducere și înmatriculare a vehiculelor. Cu toții am remarcat în trafic câte un număr de înmatriculare cu conotații sexuale. De asemenea, un studiu recent a relevat că femeile care își comandă plăcuțele de înmatriculare personalizate preferă să își rezerve numele Ela, Ina, Eli sau Ana, în timp ce bărbații apelează la combinații de litere Dan, Ion, Adi și așa mai departe. Astfel, cei care doresc un număr ion, spre exemplu, nu vor mai putea să facă pentru că autoritățile din domeniu au eliminat toate combinațiile de litere care încep cu i. Asta s-a întâmplat și în cazul combinațiilor care încep cu litera o. Motivul pentru care s-a decis asta este acela că ambele litere i și o seamănă foarte mult cu cifrele 1 și 0. Există posibilitatea de a fi confundate în condiții cu vizibilitate redusă. Conform aceluiași principiu, probleme în trafic pot aduce și combinațiile III sau oo. O, astfel că și acestea au fost interzise. Toate aceste combinații au fost scoase și ele din combinațiile valide pentru numerele de înmatriculare pentru mașini. Șoferii care au ca numere de înmatriculare ce conțin combinațiile interzise prin lege trebuie să știe că pot circula cu ele până la înstrăinarea autoturismului sau radierea mașinii. Nu, în ultimul rând, instituțiile statului au cerut autorităților ca unele combinații de numere de înmatriculare să fie restricționate. Acestea sunt: Guvernul României, Camera Deputaților, Senatul României, Serviciul Român de Informații și Poliția Română. Relatează pleitech.ro